Pe data de 10 noiembrie 2015 am efectuat o vizită la Chișinău, unde am avut ocazia să avem un schimb de experiență alături de doamna Alina Cebotariu, director departament, plasamente colective și microfinanțare din cadrul Comisiei Naționale a Pieței Financiare. Federația Națională Omenia a împlinit 25 de ani de existență. Una pentru dumneavoastră și una pentru dumneavoastră. Mulțumesc foarte, foarte mult! Să rămâne, bună ziua, încă o dată bine v-am găsit. Chioru Gheorghe este numele meu, sunt președintele Federației Naționale Omenia a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din România, federație care a împlinit 25 de ani de existență. Federația are 137 de case de ajutor reciproc în toate județele țării și peste 1.400.000 de pensionari. Suntem cea mai mare organizație de pensionari din România. Suntem membri ai platformei europene AGE, care înseamnă 45 de milioane de seniori. Relația dintre federație și case de ajutor reciproc nu este o relație de subordonare. Fiecare casă de ajutor reciproc are personalitate juridică, are o comisie de cenzori, în baza căreia se verifică anual. Federația are 25 de ani de existență, dar casele de ajutor reciproc ale pensionarilor din România sunt unice în Europa și în lume. Vă rog să rețineți, este foarte important lucrul acesta. Ele sunt din 1907, dacă ați auzit dumneavoastră, de răscoala țăranilor din 1907. Deci după vremea aceea, unele chiar din 1905, se chemau case de ajutor și de mormântare. Peste ele au trecut cele două războaie mondiale, a venit comunismul sau ciuma comunistă, care a trecut, fiecare o numește cum vrea, a venit în România revoluția sau lovitura de stat, tot așa, fiecare o numește cum vrea, crahul financiar bancar al României, unde s-a distrus agricultura, industria, agricultura s-a distrus, că era bine organizată, deși comunismul n-a avut numai părți rele, a avut și părți bune. S-a distrus sistemul de irigații. În România era un sistem de irigații puternic. Băncile, industria toată a dat faliment. Ceea ce este important pentru noi este că nicio casă de ajutor reciproc a pensionarilor n-a dat faliment. Este foarte importantă treaba asta de reținut. Cu noi este și doamna președintă Elena Ungureanu, președinta CARP-ului Iași. Noi am fost la Iași și am fost la o activitate în aceasta cu unde au fost cei doi ambasadori din Belgia și respectiv din România, că ei după Revoluție imediat au înființat niște asociații din astea mutuale de ajutor și cu ocazia împlinirii a 20 de ani de existență a avut loc această întâlnire la Iași. Eu aș dori ca dumneavoastră să vizitați în primul rând Iașiul la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Iași și de ce nu vă aștept și la București. Deci sunt și președinte Federației și președinte de CARP. Federația Națională Omenia, așa se cheamă, a Caselor de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din România. Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor se cheamă tot Omenia. Casa de Ajutor Reciproc pe care eu o conduc are 42.000 de membri, 42.009 membri și vreau ca până la sfârșitul anului să facem 50.000 de membri, iar până în anul 2020 să facem 120.000 de membri. Avem 44 de servicii. Ce înseamnă aceste servicii? Croitor, cizmar, frizer, tâmplar, dulgher, tapițer, coafor, pedicurist, electrician, zugrav, 4 medici de familie, medic stomatolog, cardiolog și așa mai departe. Raportul între activitatea de servicii, că noi dăm împrumuturi, de la 1%, chiar 0%, până la 12-13%, vorbesc la nivel federație, în funcție de valoarea împrumutului. Pensionarii din România nu au altă sursă de a se împrumuta decât la casele de ajutor reciproc. Împrumutul pornește de la 15 lei. Vă rog să rețineți, 15 lei e sumă ridiculă pentru noi. 15 lei, 50 de lei, 100, 200, 300. Nimeni nu-i dă un împrumut unui pensionar dacă are peste 60 de ani. Și atunci vin la noi. Noi suntem acreditați ca furnizori de servicii sociale, vorbesc la nivelul CARP-ului pe care îl conduc,
facem niște proiecte, primim niște bani și câte 100, 150, 200 de oameni parcurg acest proiect. Plus pâine. V-am spus, avem o revistă omenească care o să o vedeți aici. Îmi pare rău că n-am mai multe mape, că v-aș da la toți. Deci avem un post scris pe Google, Omenia TV, și vedeți știri, reportaje, și apăsați acolo și vedeți toată activitatea noastră. Avem și la CARP, și la Federație, și la site. Dar Omenia TV asta este, le cuprinde pe toate. Dacă doriți să vedeți în limba engleză, apăsați pe steagul Angliei. Raportul între activitatea de servicii și activitatea de creditare este de 4,5:1 în favoarea serviciilor. În ce sens? Că un pensionar vine la cizmar, la cruitor, la frizer, la tâmplar, să se tundă, să-și facă manicura, să-și facă coafura, pedicura, prețurile sunt derizorii, deci vine de 4,5 ori pentru aceste servicii și o dată pe lună, dacă vine, să facă un împrumut sau să plătească o rată. Aceste servicii, eu am o vorbă și asta este și realitatea, a demonstrat-o, puterea și bogăția unui CARP stă în numărul de membri. Cât ai membri mai mult, cu atât ești mai bogat. Banii de unde vin? Fiecare pensionar plătește pe lună 3 lei, dintre care 70% merge la ajutor de deces, că îi primește un ajutor de deces, afară de cel care îl dă statul. Și eu mă rupt acum ca ambele ajutoare acestea de deces să vină la casele de ajutor reciproc. Și, deci, 70% merge la ajutor de deces și 30% la ajutoare diferite. Eu la casa de ajutor reciproc pe care o conduc, o să vedeți dumneavoastră pe filme, dau pâine din anul 2001. Pensionarii care au pensie până la 650, să scoală de dimineață la 4:30, să iau un bon, că dau numai 150 de bonuri, câte 2 pâini, 300 de pâini în fiecare zi, atât în București cât și în provincie, pentru aceste 2 pâini. Plus ajutoarele care dau, plus faptul că sunt cunoscut și primesc tot felul de ajutoare, alimente, îmbrăcăminte, așa mai departe. De exemplu, săptămâna trecută a venit la mine și m-a vizitat Asociația Handicapaților Somatici din România și au rămas impresionați și au zis, dom'le, noi avem haine și nu avem ce să facem cu ele. Cum să nu dați-le nouă? Și mi-au trimis deja 2 camioane, să rețineți, și acum urmează să primez restul, plus mașini de spălat și alte treburi în acestea care ei le-au primit din Belgia sau Norvegia, nu mai țin minte, că au un contract cu ei pentru tot felul de ajutoare. I-au ajutat să-și facă sedii și așa mai departe. Casele de ajutor reciproc, majoritatea au sediile proprii. Statul nu ne-a ajutat absolut deloc și nu ne ajută. Iar aceste case de ajutor reciproc, care v-am spus că sunt din 1907, n-a dat faliment. Fiecare an își termină anul financiar pe zero. Avem comisii de cenzori, acum avem să facem și noi o comisie de supraveghere la nivel federație și treburile merg bine, bine spre foarte bine. Și vă spun, cât timp va fi sărăcie în România, și eu cred că va mai fi încă vreo 50 de ani, nu fac aprecieri, dumneavoastră cunoașteți situația din România și din Moldova. Deci cât va fi sărăcie în România, vor exista aceste case de ajutor reciproc. Am o carte de onoare unde vin străinii și scriu acolo, printre care 3 fete, studente, anul 3 la Facultatea de Asistență Socială, zice, am vrea și noi în Belgia să avem așa serviciile grupate. Deci dacă au ajuns belgienii să ne invidieze pe noi, înseamnă că e ceva. Plus a venit la noi anul trecut Patriarhul Pătru. Patriarhul, știți mai bine ca mine că Biserica Ortodoxă este o parte cu Moscova, o parte cu Biserica Ortodoxă din România. Și a fost pe la mine și el și a scris acolo niște cuvinte frumoase, zice, despre pensionare drăguți, care, în sfârșit, în stilul moldovenesc. Vindem cruci la pensionare, afară de coșul care costă 400 de lei sau 300 de lei, complet echipat, cu cruce, cu tot. Prețurile sunt foarte mici, de 3-4 ori mai mici. În general, toate serviciile. Deci un tuns la CARP la mine costă 5 lei, iar în oraș nu...
cartiere elegante, ci acolo imediat 10 lei, 15 lei și așa mai departe. Trebuie să te chei aici, chiar să întreb, dar serviciile astea sunt prestate tot de către asociație? De către asociație, oamenii angajați, nu, nu este afacere. Noi încheiem pe pierderea acestea, adică nu câștigăm de la aceste servicii. Dar cine prestează serviciul ăsta? Majoritatea sunt pensionari. Tot pensionari? Pensionari, angajați cu carte de muncă și își rătușește. Deci din, eu am la nivelul CARP-ului, nu la nivel federației, la nivelul CARP-ului am 168 de salariați toți cu carte de muncă. Începând la 2 ore, 4 ore, 6 ore sau 8 ore. Dar toți au contract individual de muncă. Ciubucul e strict interzis. Scrie clar acolo peste tot, în această instituție nu se primesc atenție sau ciubucuri. Cine primește, l-am dat afară, fără discuție. Și am să vă dau un exemplu de anul trecut, un frizer, mă tundea pe mine de 10 ani și pe ceilalți. Și când se dă pâine acolo, eu mă mai duc și stau de oră cu pensionarii. Și zic că în ultimii 2 ani ați primit vreun... N-a avut să vă dea restul, 10 bani sau ceva, sau ați dat vreun ciubuc. La care unul, Nea Iorgu, îl cheamă, zice, domnul președinte, eu alaltăieri, zice, m-am tuns, era tunsul atunci 4 lei, zice, și am plătit 5 lei și nu mi-a tundeu restul. Am cercetat, a recunoscut și l-am dat afară. I-am dezut contractul de muncă fără discuții. Deci, în România nu am mai văzut să fie instituții, vă rog să rețineți, mari sau mici, care zic că în această instituție nu se permite atenție sau ciubur. Că e primărie, că e spital, că e nu știu ce, nu există. Domnul Trocin... Știți ce președinte, la noi scrie, Trocin. La noi scrie că nu se permite, dar cum se face? Nimeni nu face atenție la ce scrie. Nu se scrie. Și vă spuneam de cruci, că începusem cu crucile. Deci acum vreo 10 ani, eu sunt președinte din 1999 de CARP. Și acum vreo 10 ani vine o băbuță la mine, zice, maică, mi-au furat crucea din cimitir. Zice, n-ai să-mi dai o cruce? Am. Cât costă? 7,50 lei. Atât era prețul atunci. Zice, dar n-am maică banii ăștia. Cât ai? Zice, 1,50 lei. Bine. Dă-i pe ăștia, i-a făcut notă pentru ei și când vii să ridici crucea, scriem numele pe cruce, când vii să ridici crucea, plătești restul de 5 lei. Și a rămas prețul ăsta, deci de 15 ani aproape, tot la 7,50 lei cruce. Deși o cruce în comerț costă 40-45 de lei. De ce iese mai ieri? Păi nu iese, că a fost așa și l-am, eu îmi permis să țin niște prețuri jos. Diferența le acoperiți cu ce? Ce are eu acoperă. Ce are eu? Dar cele au eu acoperă din cotele care vin exact, la exact, contribuțiile da, la da. Cu toate serviciile, de exemplu, tunsul, v-am spus, tot așa, merg pe pierdere, dar frizerița sau coafeza sau manicurista, prețurile sunt foarte mici. Dar eu îl plătesc pe el cu un salariu convenabil, că altfel nu pleca, din faptul acesta, din cei 30% din cei 3 lei și plus din dobânda la împrumuturi și îmi permis să țin 168 de salariați. Deci salariați mulți, adică nu există casă de ajutor reciproc pensionarilor din România care să aibă atâta salariați cum am eu și ritmul de creștere atât de puternic, de alert. Dacă aveți să mă întrebați ceva, vă răspund cu multă plăcere și eu aș dori ca să găsim o relație de frățietate și de înțelegere între noi. Prima dată eu m-am gândit, am discutat și doamna președintă Ungureanu, să facem un schimb de vizite cu pensionari, cu salariați, pentru că nu prea vin, din câte știu eu, nu prea vin mulți români în mod organizat în Basarabia și în Moldova și în Chișinău. Și atunci chiar să găsim să ne înfrățim cumva, adică dumneavoastră să-i primiți, să-i cazați, bineînțeles, ei suportă toate cheltuielile. Noi să facem la fel și la Iași, întâi începem cu Iași, dar puteți să veniți și la mine la București, vă aștept. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Vis-a-vis de pensionari, noi într-adevăr avem, chiar tatăl meu este pensionar și eu sunt absolut sigur că s-a fost așa servicii care dumneavoastră spuneți, vă garantez că cererea ar fi fost, dar trebuie și o conducere în astfel de cinstită, cum spuneți dumneavoastră.
Nu aveți legi dumneavoastră? Nu, noi avem legi. Sub legea care este acum, ea poate să activeze. Trebuie să spui cu noastră că nu trebuie să existe mite, cum numim noi, trebuie să existe o conducere care, într-adevăr, să nu fie orientată spre obținerea de profit, ceea ce este acum scopul la noi în asociații. Nimeni nu vede, pentru că ei înțeleg că își leagă salariul lor de venitul pe care îl fac. Dar, vă spun sincer, chiar e o idee foarte interesantă. Și mă gândesc că poate, pe lângă faptul, poate când ai venit într-o vizită, eu sincer chiar nu am cunoscut că aveți așa o particularitate a pensionarilor și e foarte interesant pentru noi. Poate există și asociația pensionarilor cu care ați fi putut să le dați astfel de idei. Și noi atunci, ca autoritate de supraveghere pe care le ajutăm pe dânsii, este asociația centrală care poate să-i ajute să se înscrieze și noi suplimentar ca un regulator, ar fi foarte interesant pentru ei, pentru că ei acum, de fapt, nu sunt susținuți nici într-un fel. Vorbesc din perspectiva părinților mei care tot sunt și vă asigur că faptul ăsta că totul costă așa de scump, într-adevăr nu își pot permite personal să-și asigure elementarele servicii. Deci ei chiar, într-adevăr, face un lucru foarte mare, multă sănătate dumneavoastră și chiar vă așteptăm cumva, nu știu, să facem o legătură mai strânsă. Aici nu cred că e vorba doar în simplă lege. Deci noi legea avem și legea noastră permite să faceți același lucru. Deci dacă îmi permiteți să vă dau o retrospectivă ce există la noi, să înțelegeți cât de bine ar putea să existe așa ceva, n-a fost nimica inițiativă să vină pur și simplu să o creeze. Și orice pensionar de la dumneavoastră, dacă are carte de identitate? Au toți. Da? Toți avem carnet deci de pensionar. Deci se poate scrie la carpul de la Iași sau la carpul de la București. Aveți în vedere dacă au cetățenie română. Da. Din păcate, pensionarii nu chiar au, mai mulți tineriete au. Pensionarii nu prea au așa ceva. Dar oricum, ca să beneficiezi de servicii, tot la Iași trebuie să plece în fiecare dată. Totuși, îi trăiesc aici, pensionarilor nu le așa de ușor să circule atât de mult. Dar crearea unei instituții aici, similar cu practica pe care o vezi dumneavoastră, dar cred că mult în eficiența astfel de CRE ține anume în conducere. Să nu fi fost astfel de conducere și aspectele principale pe care le-ați spus dumneavoastră n-ar fi fost așa de eficientă. Deci chiar un mult respect dumneavoastră că sunteți și oameni din altă puțin epocă care nici nu-și pot admite corupție sau ceva de tipul sau generare de profit. Faceți un lucru cu adevărat bun. Așa că eu, sunteți un exemplu, eu nu știu, poate altă următoare dată când ați venit, poate e cazul de meditizat asta mai mult, ceea ce faceți dumneavoastră. Mai mult, nu știu, mă gândesc la televiziune, la televiziunea... Nu stai, trebuie să ne cunoașteți, să vă uitați pe site-urile noastre. Noi vă cunoaștem, dar vorbesc la nivel de site, de țară. Da, îmi permiteți să vă spun că, de fapt, legea permite și la noi să facă fix acești lucruri și pensionarii. Ceea ce nu aveți voi și avem noi aici este faptul că noi suntem o autoritate de supraveghere, dar totuși nu suntem o autoritate similară unei bănci centrale, pentru că diferența de supraveghere care urmează a fi aplicată unor asociații de economii și împrumut este total diferită decât cea care urmează a fi aplicată unor bănci. Băncile sunt tot comerciale și au amploare în desfășurarea activităților sale mult mai mari, riscurile implicite sunt mult mai mari, respectiv și supravegherea urmează a fi mult mai profundă, mai detaliată și mai dură. Cu ce ține de asociația de economii și împrumut, noi înțelegem foarte clar că ei urmează a fi o diferență mare. Cu toate acestea, având în vedere faptul că la noi nu se oferă și nu se permite a fi oferite alte servicii decât serviciile date, deci la noi ține doar de creditare. Accentul este pus pe creditare acum, în prezent. Având în vedere acest aspect, ei totodată pot accepta bani de la populație, aceleși depozite bancare care pot fi luate de la bani, de către bănci, similar pot fi luate de către asociațiile de la noi din țară. Și acest lucru implică o supraveghere, pentru că dacă se întâmplă cu o asociație de economii și împrumut și nu întoarce acești bani înapoi la oameni, la o dobândă anumită, atunci ei undeva trebuie să adreseze și trebuie să existe o garanție, că cineva răspunde pentru banii pe care îi le plasează. Totodată îi pot lua și credite, de exemplu, sunt instituții specializate care noi le avem, care pot credita și suplini sursele pentru a fi recreditate ca împrumuturi persoanelor. Și există și cote, dar cotele care din asta le spuneți la noi sunt foarte mici. Deci eu înțeleg că dumneavoastră nu sunt mai mari, dar poate faptul că sunteți foarte mulți, asta permite de a presta anumite servicii. La noi cotele, cred că v-a spus și Victor, sunt în jur la 100 de lei, nu știu de exprimat. Care sunt mutați, se achită la întrage și da. Nu se întoarce, de cotă de mielul, da. Cote care se achită. Da, ele nu sunt rambursabile. Să vă spun sincer, după mine, ținând cont de modul și politicile care noastre le luați și principiile, sunteți diferiți de FEDCAR,
sunteți total, chiar aproape total diferiți de FETCA. Riscurile pe care noastră le faceți sunt mult mai mici după mine decât riscurile când se acordă împrumuturi și activitatea de bază constă anume în acordarea de aceste împrumuturi. De ce eu chiar v-aș separa? Pentru că FETCA au fost și la noi de asemenea, îmi pare că o lună undeva în urmă, au fost tot aici. Și tot așa ne-am împărtășit și am făcut un schimb de opinii. Și FETCA și UNCAR au o lege care nu le permite decât să facă creditarea. Lege dumneavoastră separată? Da, iar casele de ajutor reciproc au o lege care vine din 1921. Era o lege Mârzescu, după aceea o lege comunistă, legea 503. După aceea o altă lege în 2240. Activitatea a rămas aceeași și aceste legi ne-au dat și înainte de comunism și acum, și după comunism, voie să facem serviciile pe care eu vi le-am enumerat. Iar FETCA-ul și UNCAR-ul n-au voie din punct de vedere legal. Dar totuși Bota, domnul Bota, că o să vedeți acolo 5 filmulețe, că eu am fost luna trecută la ei acolo și am făcut niște filme, a făcut un centru de zi foarte interesant la dânsii și o parte din servicii se regăsesc în acest centru de zi. Da, deci la noi aveți dreptate, legislația nu permite alte servicii decât cele financiare. Dacă îmi permis să fac o mică retrospectivă la ceea ce este acum și cum ne-am creat noi, deci noi ca autoritate de supraveghere în cadrul Comisiei Naționale a Pieței Financiare tot am apărut foarte recent, deci de fapt avem vreo 7 ani de supraveghere în cadrul Comisiei Naționale. Până anterior acest lucru, noi, asociații de economii și împrumut tot timpul au fost create. Primele asociații au apărut prin anul 96-97, cu ajutorul, nu oamenii veneau să se ajute reciproc, dar deci, în epoca sovietică, deci perioada sovietică, nu a existat nici asociații de economii și împrumut, comunismul acest lucru pur și simplu n-a permis. Și din păcate, noi istoric am fost întrerupți în această activitate și n-am putut face ceea ce spuneți dumneavoastră, pentru că am fost o țară. Noi n-am putut, am studiat și eu din arhivă diferite materiale și noi în Basarabia a fost și ea exact aceeași lege care o spuneți dumneavoastră. Doar că în perioada sovietică la noi nu a fost niciun CR, s-a interzis pur și simplu. Și noi am, deci acest sistem s-a renăscut puțin diferit, pentru că a venit Banca Mondială și a spus că uitați, aveți o foarte multă populație, mai mult accentul s-a pus pe zonele rurale. Deci avem aceiași sărăcii, aceiași persoane din zone rurale care nu au acces la finanțe obișnuit, la bănci. Ei pur și simplu nu pot avea acces la finanțe, oricare, indiferent. Deci în zone rurale, omul care nu este educat financiar suficient pentru a putea accesa un serviciu financiar. Și de aceea a venit Banca Mondială să spună că uitați-vă, există astfel de sisteme în toată lumea. În general, deci se numesc, știți că sunt uniuni de credit, similar și noi suntem în același fel, care, dar o clipă să finalizez, deci care prin intermediul băncii mondiale s-au transmis, deci nu au venit oamenii cu resurse financiare să suplinească ca acestea ulterior să fie îndreptate pentru careva resurse. Sistemul la noi s-a creat că Banca Mondială a venit și a sugerat că există așa ceva, și a venit cu niște resurse financiare îndreptate, s-a creat o instituție specială, prin intermediul acestei instituții Banca Mondială a reîndreptat aceste surse financiare și le-a creat asociațiile de economii și împrumut în zonele rurale și suplimentar i-a și creditat. Deci i-a fost un credit la fiecare asociație ca să-i ajute ca ei să se creeze. Ulterior pot să vă spun că în mod normal asociațiile de economii și împrumut în toată lumea activează din contul depunerilor de economii de la oameni, nu din creditele externe. Și tranziția aceasta de la credite externe la depuneri de economii, deci substituirea surselor de finanțare, a fost undeva, abia s-a resimțit undeva vreo 5-6 ani în urmă, când criza economică-financiară care a fost în toată lumea a schimbat accentele, deci creditorii nu mai erau în stare să exterzi, să crediteze astfel asociațiile și atunci de nevoie asociații s-au reorientat pe depuneri de economii. Și acum oamenii, dar trebuie să menționez că din 96 încoace, asociațiile și-au confirmat o imagine destul de
spunem așa, o reputație destul de bună vis-a-vis de populația care este. Și oamenii deja au început să aibă încredere în aceste asociații de economii și împrumut, de cum fără teamă investesc aceste mijloace financiare, primesc o dobândă puțin mai mare ca la bănci și asta e motivația lor de a plasa, plus că serviciile sunt foarte aproape. Deci ele sunt în același sat unde ei locuiesc. Și ei cunosc bine, de exemplu, cui se dau acele împrumuturi. Ei înțeleg că banii lor se reîndreaptă prin împrumuturi la oameni tot pe care ei se cunosc. De aceea, având în vedere că la noi totuși este orientat în servicii financiare, area geografică este acum importantă pentru noi, pentru că ei acordă împrumuturi negarantate, împrumuturi tot mici, bun, poate puțin mai mari decât acum se acordă pensionarilor, pentru că noi nu sunt doar pensionari, sunt tot felul și pot să vă spun că chiar nu se face diferență între pensionar și nepensionar, la zone rurale chiar nu este diferență cu ei se acordă. Dar important este că administratorii acestor asociații economii și împrumut cunosc persoanele, fiecare persoană în parte. Ei pur și simplu le cunosc. Ei știu că acesta are un pământ, el poate să-l prelucreze și știu că au ce veni, deci ei se cunosc. Și iată, încrederea asta, acordarea împrumuturi doar pe încredere, pe asta și s-a constituit acest sector și anume limitarea geografică. Pentru că dacă începem să ne extindem, administratorul pur și simplu nu are fizic, nu poate să-l cunoască. Ce face persoana dată? Într-adevăr îl investește încolo unde așa a luat împrumutul sau nu? Cred că o mită chestii mult mai tehnice, că nu cred că e cazul să le spunem. Da. Dobânda care o acordă casele de credit este impozabilă? Nu, ea nu este impozabilă, dar ea este puțin, deci nu este într-atât de favorabil, spun așa. Casele de ajutor reciproc ale salariaților au existat în România de la înființarea, de la comunism. Deci, în timpul comunismului, fiecare societate era, avea un număr de salariați și ei se înscriau la aceste caruri. Și primeau, și eu am fost înscris când eram salariat, înainte de a fi pensionar, și acolo mi-am cumpărat prima oară gaz, primul frigider, prima mașină, deși aveam un salariu mai bunicel, dar nu puteam să fac investiții așa mari. Și de aceea mă mir că în Basarabia n-a existat acest... Iar în momentul când un cetățean ieșea la pensie, zice, du-te și te înscrie la casa de ajutor reciproc din sectorul 5, să spun, unde funcționez eu, sau sectorul 3 sau 1 sau nu știu ce. Deci, oamenii aveau destui case de ajutor reciproc. În București sunt 9 case de ajutor reciproc cu buftea. După aceea s-au făcut 6 sectoare, dar au rămas carpurile tot 8 și cu buftea 9. Iar politica lor atrage mai mulți membri, pentru că în România fiecare poate să umble, are dreptul să se înscrie din orice zonă a României la București sau din București în altă parte, deci e liberă circulația asta, îi avantajează pe cei care conduc carpurile să facă servicii și lumea să vină acolo unde sunt servicii. Dar dumneavoastră, având în vedere că nu aveți profit pe ceea ce faceți, respectiv nu sunteți impozabili, așa să înțeleg, da? Deci, da. Având în vedere, dar să fie, da, în cazul în care dumneavoastră obțineți careva profit, totuși poate să existe. Eu am financiar pe zero, nu obținem profit. Nu, deci majorați salariul, deci vedeți ce faceți, dar tot timpul e zero, ca să nu fie achitat. Am financiar în timp pe zero. Dar să facem noi instituția de supraveghere în anul viitor. Toate actele noastre normative sunt pe pagina noastră web, de supraveghere. Deci asociațiile de economii și împrumut, cred că Victor v-a spus, sunt în jur la 300 de asociații de economii și împrumut în toate zonele rurale. Noi avem o lege care este la căpătuiul la fiecare asociație și avem al doilea document cel mai important, sunt normele de prudență financiară. Deci știți că în lume asociații de economii și împrumut se mai numesc și unii unde credit. Și iată, există Consiliul Mondial al Uniunilor de Credit și potrivit noi suntem ajustați exact recomandărilor acestor uniuni de credit. Deci noi suntem și membri, Asociația Centrală tot este membru acolo, pentru că sunt normativi, indicatori prudențiali similari la toate uniuni de credit. Încercăm și noi să fim la același nivel. După cum eu cunosc, în lume de asemenea nu se prestează alte servicii decât cele financiare, dar tot, din acest aspect și normele de prudență sunt
deci reiesă din logica dată, că dacă prestez doar astfel de servicii, deci până la urmă riscurile sunt concentrate într-un tip de activități financiare și respectiv deci așa apar și normele de prudență. Deci primul indicator, care, deci regulament de bază care e normele de prudență, el de asemenea este pe pagina web la noi. Prin Victor, cu plăcere vă transmit oricare normative prudențiale să le vedeți, dacă vă vor fi de ajutor pentru a stabili, pentru că aș vrea să stabiliți careva norme de prudență, poate pentru asociații, CRE-urile care le avem. Deci, la noi, inițial, prin 98 a apărut prima lege a asociațiilor de economii și împrumut. În acel moment, deci undeva prin anii 2000, deci în 98 a apărut prima lege, prin 2000-2002 am ajuns că avem circa 600 de asociații de economii și împrumut. Ele au crescut foarte vertiginos, a fost o creștere, cât și la toate asociațiile de economii și împrumut li se permitea să accepte bani de la populație, la toate odată. Atunci când se acceptă, deci nu e vorba doar de o cotizație aprobată, la care persoanele nu au, deci nu este rambursabil, asta la noi este cu totul altfel, asta același depozit bancar. Deci în oricare moment, dacă eu vin și depun banii, eu în oricare moment pot să mi scot. Și aici asociația, din logica aceasta, asociația urmează să mențină anumite normative prudențiale ca să poată să garanteze rambursarea acestor mijloace financiare. Pe de o parte. Pe de altă parte, autoritatea de supraveghere pur și simplu nu era în stare să poată să verifice aceste asociații de economii și împrumut, pentru că din nefericire am avut și practici și experiențe nu prea favorabile când se luau bani de la oameni și pur și simplu oameni, administratorii dispăreau. Da. Și atunci supravegherea, rolul supraveghetorului devenea tot și tot, din ce în ce mai important, pentru că cineva urma să verifice garantarea la astfel de resurse financiare. Supraveghetorul stabilește niște normative de prudență, norme de prudență care urmează a fi respectate de către asociații, care la rândul său, dacă le menții, n-ar trebui să intre în situații nefavorabile. Dacă totuși intre, dacă intră, noi nu avem, deci număr de oameni. Nu, da, deci noi ce facem noi acum, deci noi nu există un fond de garantare a depunerilor de economii, el încă nu există. Vă spun de ce nu există, pentru că asociațiile noastre tot nu sunt foarte bogate și crearea acestui fond implică contribuții nerambursabile din partea asociațiilor de economii și împrumut, care sunt niște costuri care potențial pot să se reflecte asupra depunerilor, spunem așa, dobânzilor la împrumuturi pe care ei până la urmă le acordă sau la depuneri de economii. Deci, astea sunt niște costuri pentru asociații și deci n-am finanțat să vă spun. Deci a apărut noua lege în 2007 care a separat asociații de economii și împrumut pe licențe, anume cu scopul ca oricare supraveghetor, vă dați seama că 600 de asociații care sunt împrăștiate în toată țara, este imposibil pur și simplu fizic să le verifici, să le vezi care e situația la fiecare. Și din acest considerăm tot de asemenea Consiliul Băncii Mondiale, noi a fost elaborat o nouă lege și a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2008, care a separat asociațiile pe categorii de licență. Și esența de bază a fost următoarea. Prima, cui se permite să accepte depuneri de economii și cui nu îi se permite să accepte depuneri de economii. Și de aici deja reieșa și atitudinea, deci atribuțiile supraveghetorului față de aceste asociații. Deci dacă se acceptă depuneri de economii, supravegherea este mult mai profundă și mai detaliată. Dacă nu se permite, atunci până la urmă nu ne interesează atât de mult, nu există riscuri atât de mari, de aceea implicarea noastră este foarte limitată la aceste asociații, plus volumul, mărimea asociațiilor, deci acum în prezent pentru a crea o asociație care să îi se permită să ia depuneri de economii de la populație, ea urmează să aibă un activ de 1,5 milioane de lei a țării noastre, Republicii Moldova, moldovenești, da. Și geografic, iată aici e tot accentul nostru. Deci, dacă ești o asociație de categorie B, care se permite să iei depuneri de economii, ai un activ de 1,5 milioane de lei, de ceea ce nu este puțin, atunci se permite să activezi în limita unui raion. Deci, raionul sunt mai multe sate într-un raion. Dacă ești o asociație de categorie A, nu există limită. Deci, foarte simplu, minimum 50 de membri urmează să ai, ei depun o cotă care se aprobă, limita cotei nu este stabilită, deci aprobată de către adunarea generală, ea nu este rambursabilă și poate activa limita unui sat.
sau satele din vecinătate. Deci pentru că încă o dată v-am spus că împrumuturile sunt negarantate. Acum, există și licența categoria C, asta deja poate activa pe întreg teritoriul Republicii Moldova, dar noi nu avem nicio asociație de categoria C până în prezent. Deci nu există doritor pentru că nu au crescut asociațiile într-atâta încât să fie o dorință de a da împrumuturi negarantate, fiind înregistrată la nord, cu sediul la nord, undeva la sudul Republicii. Deci e foarte riscant și asociațiile destul de prudent se atârnă în fața de astfel de permisiuni. Deci este o permisiune, să spunem așa, deci minimum stabilit este de 20 milioane de lei, este pentru a avea o asociație de categorie C, cu toate că noi avem asociații care au un astfel de activ, dar ele nu vor să treacă la licență categorie C. Pentru că asta sunt, nu văd sensul, pentru ce nu au un plan să se extindă într-atât de mult. Acum, în cazul în care, la întrebarea dumneavoastră, asociația, de exemplu, intră în impas și asta poate să fie făcut, comisia monitorizează ceea ce noi avem. Deci noi avem reglementări prudențiale foarte dure, spunem așa. Deci, în primul rând, care, să începem de acolo, care ar fi probleme, deci asociațiile pot intra în probleme. Deci intra în situație nefavorabilă. Prima este că asociațiile pot acorda împrumuturi concentrate în, deci, spunem așa, trișează puțin la modul de acordare, chiar falsifică puțin documentele și împrumuturile când se acordă, deci la noi există o limită, nu poți acorda la un grup de persoane acționând în comun o sumă mai mare de împrumuturi, de valoare mai mare. Valoarea... În mod normal, ele trebuie să fie date individual. Un împrumut nu poate depăși, deci există limite la valoarea maximă a unui împrumut. Este raportată la mărimea asociației. Nu știu, trebuie să ridic normă, poate mă ajută colegii. Deci îmi pare că... Licența A, împrumutul maxim 10% din portofoliu. Portofoliu. Licența B, 75% din capitalul propriu. Din, da. Dar atenție, de obicei, creditorii externi își impun niște condiții cu mult mai nu, bune. Creditorii, stai, da, ne referim deja la creditori, nu. Da, să vorbim. Este asociația, deci decide. Da, deține depinde. Acestea sunt normativele stabilite prin actele normative noastre. Să înțelegeți. Deci noi stabilim aceste regulamente. La rândul său, dacă asociația vrea să fie mai dură sau e mai dur, poate face de câte ori vrea. Deci asta este limitul minim pe care ei trebuie să se conformeze. Și iată, de exemplu, asociațiile noastre pot intra în impas prin faptul dacă ei, asociația știe că nu poate acorda mai mult de un anumit raport, da? De exemplu, 10% din portofoliu. Noi verificăm acest indicator, de exemplu, fiecare dată când ne ducem în teren. Dar asociația înțelege că dacă acordă un împrumut mai mare, atunci ea poate, de exemplu, vine un, noi numim astfel un lider, un gospodar, deci el unește mai multe, cum ați spus dumneavoastră, parcele de, la noi tot așa pământurile au fost împărțite. Și tot așa fix aceeași situație a fost și la noi, deci e o dezordine totală, s-a furat foarte mult, pământurile nu se prelucrează, nu este nimeni care s-ar putea să-i unească pe ei și să facă un lucru, deci să garanteze careva să prelucreze aceste pământuri. La noi în țară acum au apărut așa numiți lideri, sunt niște gospodari, spunem așa, care ei își preiau asupra lor, unesc, deci consolidează aceste pământuri, da, și le unesc împreună pentru a le prelucra. Și în această ordine de idei, deci, iată, de exemplu, ei vor să-i acorde împrumut unui lider și liderul acesta le garantează lor cam să obțin. Însă împrumutul acesta poate depăși limitele stabilite. Și atunci ei ce pot face? Ei pot face, deci vorbesc cu persoanele, cu fiecare, oficial pe documente apar ei, dar de fapt banii din mijlocit ajung la acest lider și atunci rambursarea împrumutului depinde doar de o persoană, ceea ce este un risc pentru asociații și criza care a fost prin anii 2010-2011 anume a confirmat acest lucru că anume din aceste situații au apărut probleme la asociațiile noastre. Pentru că ei prea riscant au acordat împrumuturile. Oficial, după documente, este foarte complicat de a depista astfel de lucruri. Să trebuie să discuți cu fiecare membru, să vezi, dar într-adevăr ai fost semnătura ta, dar când asociațiile sunt mari, e foarte complicat. Deci ei așa, răzlețit verifici. Deci astfel de probleme pot fi. Ceea ce verifică Comisia Națională mai departe este faptul că fiecare împrumut care nu, deci este expirat în termen,
urmează a fi, urmează să se adreseze la stat. Deci, în cazul în care o plată, deci, noi, nu știu dacă între în termeni mai profund, deci, în cazul în care împrumutul este dubios, deci, noi categorizăm împrumuturile în dependență de termenul de expirare a lor. Expirarea asta, termenul în care ei nu se rambursează. Și ei nimeresc în anumite categorii. Ținând cont că împrumut... Împrumuturile au garanții? Da, persoane fizice, garanții. De valoarea împrumutului poate să fie, da. Da, poate fi mai mulți garanții, poate să fie și diferite garanții. Poate fi chiar gaj, chiar pus clădiri, spunem așa, bunuri biologice, spunem, adică vaci, porci și așa se întâmplă, dar de obicei apar garanții persoane fizice. Și, deci, în dependență de... termenul de expirare a împrumutului, expirare înseamnă că împrumutul devine restant. Deci din, nu se achită dobânda sau împrumutul de bază. Deci nu... Împrumutul... Da. Când îl socotiți rău platnic și începe să acționeze? În prima... De când, sper să spunem că împrumutul este împărțit în rate, da? Este dobânda și este împrumutul. De obicei... Rate la rate, depinde. Deci poate fi sau lunar, poate fi trimestrial. Fiecare asociație face cum dorește. Spunem asociații mai mici. De obicei împrumuturile care ei, cum a spus și Victor, se acordă pe un an și ei însăși împrumutul achită la sfârșitul anului, în întregime, dar dobând la scădența împrumutului, deci nu l-achită pe parcursul anului, dar dobânda o achită, de exemplu, trimestrial. Cu toate că doar în cazul în care doar dobânda devine expirată, deci în prima zi de expirare până la 30 de zile, el deja se categorizează la noi și el devine expirat. Cum spunem, el se categorizează și el devine un împrumut expirat și el se categorizează într-o anumită categorie. Pentru această categorie, asociațiile creează o, noi numim, provizioane. Deci, din profit... Posibil. Deci, ei anticipează că dacă nu mi s-a achitat mie dobânda, deci însăși împrumutul de bază, probabilitatea, apare o probabilitate că împrumutul de bază poate să nu mi se achite. Și din considerentul dat se creează, deci din profitul care este, este o chestie contabilă, care se creează... Se ia numai și alunat sau și anticipat? Poate fi cum doriți, nu contează aici. Nu există rigor. Nu există. Deci asta e chestie de... Stabilești cum dorești. Deci nu eu... Nu eu. Deci trebuie să schimbăm între noi documentațiile noastre și documentațiile noastre, pentru că nu există să nu avem ceva în care să învățăm unii de la alții. Sigur că da. Eu de asta și v-am spus cu plăcere, că pentru că aici noi suntem poate o leacă mai avansați, doar din considerentul că noi acordăm financiar mult. Noi doar financiar suntem axați. Și de aici noi a așa apărut supravegherea asta despre care vă spun. Deci și în dependență de termenul de expirare a împrumutului, în dependență de acest termen, se creează astfel de, noi numim, provizioane pentru pierderi la împrumuturi, așa se numesc ele, el anticipat diminuează profitul asociației. Asociațiile la noi sunt, deci ele obțin profit, dar nu au scop obținerea de profit. Dacă împrumutul devine dubios, deci în termen de, dubios este una din categorii, dacă nu mă greșesc, 180 de zile el este expirat, atunci asociațiile sunt obligate să se adreseze în instanța de judecată. Obligatoriu, în termen, tot într-un anumit termen. Pentru că la noi asociațiile au, știți, ținând cont că ei se cunosc, ei sunt vecini. Și au o manieră de ce să mă... El e vecin, el mă roagă, să nu mă adresez în judecată. Și asta în, este o chestie foarte molipsitoare, pentru că asta e în lanț. Dacă eu nu sunt pedepsit pentru faptul că n-am întors acest împrumut, atunci ceilalți care cu toate că aveau un plan să întoarcă împrumutul dat, au spus, dar ce trebuie eu să întorc? Eu asta nu întoarce, nu întorc și eu. Și în lanț se pornește că nimeni începe să nu întoarcă împrumuturile. Și este foarte important că cu toate că ei sunt vecini, frați, rude, indiferent de gradul de rudenie și de cunoștință și de atitudinea personală pe care o are, normativul nostru spune că obligatoriu trebuie să dați în judecată. Cum nu mă încep să dai în judecată, omul imediat plătește, el nici nu vrea să intre în judecată. Deci sunt cazuri că nu, dar și asta e o lecție pentru alții. Pentru că dobânda după potrivit contractul urmează a fi achitată. Iată, asta e o chestie foarte serioasă care să vă explic pentru ce noi suntem, ce tip de normative noi avem. Colegii care au fost în România au menționat că contractele lor de împrumut sunt cu titlul de executare. La noi, ca să ajungi să ai o executare, trebuie să treci procedura de judecată. Care e experiența de luptă cu răuplatnicii în cazul de pe simplu de tot. În primul rând, el trebuie să aibă o cotizație și primul garant
este cotizația. Îi dăm de două ori cotizație. Trebuie să aibă pensie. Dacă nu are pensie, îi mai punem un grant. De exemplu, dacă vrea să facă un împrumut de 3.000 de lei, trebuie să aibă o cotizație de 500 și ia de 5 ori cotizația. Deci ia 2.500 sau 3.000. Și ce se întâmplă dacă până la urmă nu achit? Iar numărul de rate îl stabilim de comun acord. Poate să fie un an, doi, trei, depinde. Dar el trebuie să garanteze o dată cu cotizația. El poate să nu aibă niciun fel de bani. Dar în momentul când facem împrumut, noi din împrumut îi reținem fondul de garantare. Și dacă nu se achită, înțeleg oricum acest fond de garantare este mai mic. După două luni de zile îl băgăm în categoria rău platnic și trimitem o scrisoare de înștiințare. După ce au trecut cele trei luni, îl dăm pe mâna executorului judecătoresc. Executor judecătoresc, dar păi, mai întâi trebuie să intrați în instanța de judecată. Asta și spunea Victor. Deci asta și spunea el, că dumneavoastră deodată îl dați la executare. După trei luni îl dăm la executare. Înainte, până acum un an și ceva, nu exista executorul judecătoresc, acum s-a băgat judecătoresc, care mai mult le încurcă, că înainte să opreau banii direct de către, pe baza unei scrisori, să opreau banii de la casele de pensii. Noi la fiecare județ avem câte o casă județeană de pensii. Prin lege, contractul de împrumut e titlul executor. Deci nu mai trebuie mergi la instanță. Deci e considerat titlul executor, prin lege prevăzut. Și dacă, de exemplu, că noi nici la bănci așa ceva nu avem, nu că la noi, deci e destul de complicat. Noi avem, dar asta îmi pare că ea altceva. Da. Asta e vorba de gaș cu executarea. Nu, noi nu avem... Propuneri, dar ei nu sunt aprobate către Parlament, nu avem modificările astea. Știți care e chestia? Că, s-ar primi că din start carpul este corect. Deci nu există, deci faptul că deodată este titlul executor, s-ar primi că, haideți să vă dau un exemplu, că iată, cred că așa exemplu v-ar fi dat asociațiile noastre. Noi avem sancțiuni, sunt penalități, da? Spre exemplu. Și asociațiile calculă, deci independență de cum văd ei, cum membru când semnează acest contract, el de fapt nu consideră, nu, nici nu se uită tare la penalități, pentru că nu intenționează, până la urmă el intenționează să achite. Și penalitățile presupunem că sunt destul de mari. Deci, ce s-ar vedere ca penalități? Dacă nu se achită dobândă într-o anumită perioadă, la zi merge o anumită dobândă suplimentară. Se numim dobândă de întârziere, se numește. Aceleași penalități. Și atunci ele sunt destul de mari. Și când ajunge până în final, deja în instanța de judecată, el nu cere doar împrumutul și dobândă, dar mai cere încă și penalitățile. Și ele sunt destul de mari. Poate fi chiar și o treime, poate o pătrime, undeva din întreagă împrumut pe care el iese. Ele pot fi încă ține foarte mult de durata, deci de cât timp împrumutul nu a fost rambursat. Și de aici, iată, toată asta, instanța de judecată, până la urmă, este în drept să spună. Eu, ca membru beneficiar din împrumut, spun, stați o clipă, păi nu e așa, de exemplu, eu pot spune la urmă că eu am achitat. Deci, este o platformă unde membru tot este în drept să spună că el are dreptul. Ce durei platnicilor, cam cât este la dumneavoastră? Nu este atât de mare, deci undeva până la 5%, undeva la 3,5-4%. De regulă, eu vorbesc de pensionari. Marea majoritate își plătesc ratele la timp pentru că știu că urmează penalizări. Uh-huh. Și, pe urmă, plătește mai mult decât a luat împrumutul, dacă nu știu. Eu am vrut doar să vă explic de ce totuși la noi există procedura de a trece prin instanță pentru a fi emis un titlu executoriu. Totuși, instanța este o platformă unde și membru beneficiar poate să-și exprime dezacordul cu ceea ce este scris. Și dar doar dacă în instanța până la urmă îi dă câștig de cauză asociației de economii și împrumut, atunci apare titlul executoriu. În cazul dumneavoastră s-ar primi că membru nici nu reușește să spună, pentru că imediat el vine executorul și spune că vine și achită și plătește pentru că ești, din start este... Ei, asta e... Bine, noi pentru provizioane noi avem 6 luni.
Și după asta avem o perioadă când se... Deci noi avem mult mai mult timp pentru ca ei să poată să-și totuși să... Chestia e că ei iau împrumuturile și pot să le investească în agricultură și de obicei așa se face. Și agricultura e o chestie foarte zonieră și mai există înghețuri, uscăciuni, sunt factori majori care nu depind de ei. Și atunci faptul când îi dai 3 luni nu îl salvează. Dacă îi dai, el a luat un împrumut și îi dai 3 luni ca el în decembrie să achite, în decembrie recoltă nu este și el nici nu poate, n-are de unde. Dar sunt mai mari. Da, eu sunt, da, nu știu câte... 10.000, 15.000 în banii noi, depinde de casa de ajutor reciproc. Dar cam așa se plătește, deci un împrumut cam până la 10-15.000. Dar grosul împrumuturilor sunt cele pentru a-și cumpăra medicamente, hrană și mai rar cele ca să-și împrumute, adică pentru agricultură mai puțin. Dacă vă uitați la acest grafic, iată din 98, v-am spus, de când a apărut legea, iată din 98 a apărut legea Asociațiilor de Economii și Împrumut, acesta este numărul de asociații cu albastru și cu roșu este numărul de membri la asociații. Și vedeți că, iată, au apărut, membrii au fost foarte puțini, apoi în perioada, iată aici vă spuneam dumneavoastră că numărul de asociații a crescut foarte mult, iată în 2004 a avut o creștere foarte mare și iată, ulterior, numărul de asociații este în puțină descreștere, dar acum vă explic de ce. Totodată, indicatorul calitativ nu este numărul de asociații, dar e numărul de membri. Important, persoanele care au acces în firme, mai mic. Și numărul este aproximativ stabil, deci el este în creștere, el este într-o mică creștere, spunem așa. Toți au hotărât că poți face acest lucru. Când nu e complicat, să dai împrumutul, să iei împrumuturi. Ulterior, cu timpul, în vreun an, 2-3, urma să obții de undeva împrumut ca să poți să-i dai acest împrumut. Urma să demonstrezi că, deci ca să te duci la o bancă, de exemplu, sau o instituție mai specializată să obțină aceste resurse, trebuie să-i confirm că, uite, am făcut o activitate bună. Și cred că lecția asta cu banul și experiența faptul când ții bani, parcă ești tentat să faci nu cele mai bune lucruri. Și practica a arătat că pe de-o parte au apărut asociații care nu și-au confirmat experiența sa ca una pozitivă, pe de altă parte nu administratorii, managerii ca și dumneavoastră care sunteți aici urmau să ducă la asociații, la membri, la, spunem așa, la creditori externi și solicite aceste împrumut. Ei trebuiau să lucreze, trebuiau să facă ceva. Banca Mondială deja nu mai credita așa de mult. Și atunci au apărut la noi și plus criza și a apărut la noi situația că foarte multe persoane din zonele rurale lucrează în străinătate, ei nu sunt în sate. Și cererea din împrumut nu era așa de mare deja. Și iată, de aici asociațiile pur și simplu, care erau mai slăbuți, care nu au rezistat această criză, ei pur și simplu, nu, administratorii închideau biroul și duceau. Deci ei nu terminau. Deci ele nominal erau, spunem așa, în juridic, erau înregistrate ca instituție juridică, dar în practică nu desfășurau nicio activitate. Și atunci noi am făcut în 2012 o modificare la legislație, prin care, deci noi suntem două instanțe, există Camera Înregistrării de Stat, care înregistrează orice persoană juridică. Noi totodată liberăm licență. Deci este un gen de activitate profesionist pe piață financiară, și noi eliberăm licență. Și când ei la Camera Registrării de Stat se primea că ei existau ca instituții juridice, dar activitatea nu desfășurau. Și noi le-am retras licența la acelea pentru a face o ordine, spunem, mai calitativă. Dar la Camera Registrării de Stat ele au rămas. Și noi am făcut o modificare la lege în 2012, intrată în vigoare, prin care din oficiu am radiat. Procedura de radiere, de lichidare a unei asociații, a orice persoană juridică, este foarte lungă. Și administratorii nu fac nimic, pur și simplu nu fac. Nu, închid și se duc și ea rămâne așa ca o instituție. Și noi spunem așa, în ghilimele, să spun, pur și simplu le-am radiat. Am făcut o curățire generală și iată, numărul a scăzut, dar să vă uitați după... Pentru că alte asociații de categoria B, de obicei astea erau de categoria mici, care foarte mici asociații, acele de categoria B și-au extins activitatea peste aceleași zone unde erau alte asociații. Și aceiași membri pot obține aceleași împrumuturi. Deci, ca valoare a activilor, a împrumuturilor, e până la urmă a creștere. Noi suntem în creștere. Apropo, unicul sector din piața financiară, chiar spun financiară, care este în creștere. E asociația de economii și împrumut acum.
Deci pe sectorul asigurării este o mică stagnare, pe piața de capital tot așa. În sistem bancar, nu știu dacă ați auzit care este situația la noi, dar e o situație foarte delicată. La Asociația de Economii și Împrumut e unicul sector unde este creștere. Ar fi bine să menționăm despre funcția Comisiei de Confirmare în funcția administratorilor. Dacă suntem la conducere. Deci autoritatea de supraveghere pentru asociațiile de categorie B care sunt în drept să accepte depuneri de economii, obligatoriu, toți administratorii sunt confirmați în funcție de către Comisia Națională. Asociații de categoria A nu sunt obligați, asociații de categoria B sunt obligați să facă acest lucru. Ce înseamnă asta? Deci noi am elaborat un regulament în care am stabilit anumite exigențe față de administratorii asociațiilor de economii și împrumut care urmează să accepte depuneri de economii, deci de categoria B. Ține de studii, obligatoriu trebuie să aibă, să dețină, pentru că a gestiona astfel de finanțe, deci vă spun, noi avem asociații de 10 milioane de lei, și deci 10 milioane, 20 milioane, 15 milioane, sunt sume destul de mari, de impunătoare. Și trebuie să ai o experiență în gestionarea astfel de sume. Trebuie să asiguri lichidități obligatorii, trebuie să menții o rezervă instituțională, trebuie să ai o calificare de a înțelege cui poți să dai împrumuturile, în ce mod poți să le dai. Și de aici noi am stabilit astfel de exigențe. Deci ține de studiu, deci urmează să dețină, deci în dependență de funcția pe care o deține, de acolo și deține, deci ei sau sunt experiență de muncă, sau studii specializate și fix așa și la contabil. Și urmează să, nu, administratorii între ei nu trebuie să fie rude, pentru că atunci există riscul că, așa spunem, favorizări care nu sunt admise în cadrul asociațiilor, nu trebuie să aibă datorii administratorii, dacă însă și administratorii mai au și ei datorii în cadrul asociațiilor, chiar de, atunci ce să vorbim despre restul membrilor. Deci astfel de exigențe sunt și nu, administratorii ne prezintă setul de, deci nu trebuie să aibă antecedente penale, și ne prezintă un cazier judiciar, ne prezintă confirmările, deci la toate documentele care noi le spunem și noi eliberăm o confirmare în funcție. Deci ei pot să-și execute, spune așa, să-și îndeplinească atribuțiile doar din momentul în care noi am eliberat confirmarea în funcție. Deci, încă o dată, vorbim despre asociații mari care sunt în drept să accepte depuneri de economii, sunt asociații de categoria B. La asociații de categoria A astfel de cerință nu există. Cine intră în componența administratorilor, deci potrivit legislației sunt directorul executiv, contabilul șef, noi avem consiliul. Consiliul minim din 5 persoane urmează a fi făcut, deci ei au decizii, deci superioare directorul executiv, ei angajează directorul în rândul său angajează contabilul și avem comisia de cenzori tot așa. Consiliul este ales? Da, el este ales de către adunarea generală. Odată la 4 ani. Consiliul este consiliul care... Până la urmă, da, spre exemplu, acordarea de împrumuturi ține de consiliu. Deci ei în mare măsură decid și urmează să fie deciziile lor. Totodată există o prevedere că Consiliul poate delega directorul executiv, spre exemplu, acordarea de împrumuturi mai mici sau mai mari, există și comitetul de creditare, dar asta ceva chestii foarte noi acum, pentru că ele se extind și Consiliul nu poate tot timpul în fiecare zi decide acordarea de împrumuturi, atunci trebuie să iei pe loc. Dar asta este o funcție pe lângă altele care ei pot să le aibă. Deci, Consiliul poate fi remunerat, poate să nu fie remunerat. Și în cazul când el nu este remunerat, atunci el nu poate asigura prezența sa și asigurarea quorumului. Și atunci există un comitet, dar asta decide fiecare asociație în parte. Și aveți consilii neremunerate? Da. Pot să fie consilii neremunerate, pot să existe. Depinde. Deci depinde de asociație cum își aranjează ea acolo. Până pe el în luptă. Faptul, pot să vă spun, faptul că el decide lucruri foarte importante, deci să spunem așa, deciziile pe care el le ia într-un, el fiind într-un sat, trăiește într-un sat unde toți, el decide pentru cineva, da, el împrumut sau nu, înțelegeți, este o chestie de psihologic, spunem așa. Ei pot fi remunerați, dar pot să spun că exact e inversul, la noi directorul este remunerat, asta e activitatea lui executivă, contabil este remunerat destul de bine, Consiliul se întrunește în momentul când acordă împrumuturile și împrumuturile, dacă sunt asociații mari, când deja nu sunt sezoniere împrumuturile, nu se acordă odată și aștept să se reabursează, dar când ei acceptă depuneri de economii, atunci omul oricând poate să vină și atunci îi trebuie să o dea ca împrumut și asta e o chestie de zi, în fiecare zi el primește bani și dea, primește și acordă împrumuturi. Consiliul poate să delege o parte din acordarea din anumită valoare a împrumuturilor, poate să o delege.
Curții Directorului, în primul rând. În al doilea rând, însăși Consiliul poate să nu facă acest lucru, dar Consiliul poate să decidă el singur la asociații mici, iată, spre exemplu, pot să vă spun, el se acordă odată și primul ei doar colectează dobânzile și le rambursează la finele anului și la finele anului decide deja acord din nou. Deci activitatea lui nu este așa de multă, mare, nu e așa de complexă. Un cetățean, persoană fizică, vrea să împrumute câteva mii de lei moldovenești, 2, 3 sau 5 mii sau mai mult. Când primește împrumutul? De obicei destul de repede. Azi face ce? Azi poate și să-l primească. Azi vine cu toți garanții. Cu toate exact asta să-și vă spun. Deci, nu, la noi altfel. Ține de unde sunt, la ce fel de tip de asociație vă adresați. Dacă e o asociație mică, va dura puțin mai mult, pentru că ea nu are resurse accesibile. Ea primește un credit mare, ea se adresează ea la un creditor extern pentru a se demonstreze. Poftim? Asociația? Nu, asociația mare. Colectează cei de la mulți membri, 10 oameni, 20, 30, 100. Ea nu are alte surse. Cotele astea care vă le spun inițiale sunt foarte mici. Ea nu permite de a acorda împrumuturi. Deci împrumuturile, deci undeva la 100 de lei este o cotă de membru. Asta e, până la urmă, membrul nu-i trebuiește nici 100, nici 200, nici 300. Iată, eu exact asta am vrut să vă arăt. Iată, aici sunt valoarea medie a, cu roșu, este a depunilor de economii, valoarea medie. Și asta e valoarea medie a unui împrumut. Deci în mediu ei undeva la 11.000 de lei solicită ca împrumut, dar depuneri, depun valoarea medie a unei depuneri de ce se crește. 11.000 de lei a spus? Da. Da. 2000 și ceva. Da, dar vă spun de ce este limit. Deci, de obicei, persoanelor trebuie mult mai mult decât suma dată, dar noi avem normative prudențiale unde scrie că nu poți acorda mai mult decât, care v-a spus și Victor, mai mult din valoarea portofoliului sau valoarea capitalului lor, care el dețin, raportată. Înseamnă că banii ăștia, 11.000 sau 9.000 de lei, el nu... Pentru ce poate să-i folosească? Că nu poate să-i folosească, să investească, să-și cumpere un teren sau știu eu, mi se pare suma mică. Nu, teren nu poate, nu cred că ar fi putut, dar asta e... Nu, o clipă. Da, statistica este destul de mică, pentru că... E media. Păi eu asta și vreau să vă spun. Deci asociații sunt asociații. Deci asociațiile mici micșorează media statistică. În mod normal, ei undeva pot obține 30.000 de lei. Iată, cam așa este suma. 30, avem 100.000 de lei. Deci depinde asociații. Cu cât e mai... Asociații e împrumutul maxim 500.000 de lei la cea mare asociație din Bun. Da. 100.000 de roni. Iată, așa sunt împrumuturi. Depuneri de economii nu există limită în mărimea depunerilor de economii. Dar să înțelegeți, deci, cu cât este mai mare asociația, cu atât mai mare poate să-și permite acorda un singur împrumut. Și iată, deci, pentru că de altfel, dacă se dau împrumuturi, îmi cer scuze, dacă se dau împrumuturi, deci, spunem așa, la o anumită persoană, deci dacă eu de tot am bani, de, presupunem 100.000 de lei, eu pot să acord împrumuturi. Deci mai mulți bani pur și simplu nu am. Am 100.000 de lei. Și dacă eu 50.000 de lei dau la o singură persoană și ea nu mi-ntoarce banii, eu am intrat în probleme imediat. Deci și apare momentul de ce vă spun eu că trebuie să existe o limită. Dacă eu am mai mare activ, atunci eu pot da mult mai mult, mai mare împrumutul. Pentru că se diminuează riscul. Deci înțelegeți, concentrarea riscului la o singură persoană este foarte... periculoasă. La noi e membru, când vrea să iei împrumut, nu trebuie să depui depunere. El devine membru a 100 de lei și gata. Deci el ia împrumut. Vrea pune depunere, vrea iei împrumut. Nu e gata obligativitatea, dacă iei împrumut, obligatoriu trebuie să faci o depunere. Asta este o incomoditate, pentru că dacă eu mie îmi trebuie bani, eu atunci, pentru ce eu să mai depun bani dacă mie îmi trebuie de fapt bani? Eu vreau să iau bani, eu nu vreau să pun bani. Eu și fi avut bani și nu mai iau împrumut. Depinde. 10 lei și iei 100 de lei. Depinde. Dar sau poți și la noi tot așa e. Adică sunt mai multe. Denumirea noastră se cheamă casă de ajutor reciproc. Deci membrii se ajută între ei. Asta este ideea. Sunt oameni care au bani și îi ajut pe cei care nu au bani și vreau împrumutul. Iată, noi am mai mult așa. Deci la noi, oamenii din sate, vă spun, dacă au bani, ei nu vin să iau împrumut. Ei depun ca depunere de economii. Dacă lor le trebuie, pur și simplu o scot. Nu iau ca împrumut, dar scot depunerea. Pensionarii din România au mare încredere în case de ajutor reciproc pentru că ele nu dau faliment față de bănci. Iar dividende, noi le numim dividende,
dobândă. La fel nu se plătește, dar dividendele acestea la sfârșitul anului pot fi 2, 3, 4, 5, 7, 8%. Și cum le împărțiți dumneavoastră? Pe funcție de cotizație. În funcție de cotizația depusă. El chiar dacă, de exemplu, are o cotizație de 1000 de lei și ia un împrumut de 4000, de 4 ori cotizația. Deci el a plecat cu 1000 lui și cu încă 3000 de la ceilalți. Dar el contează ca și cum cotizația ar fi în CARP și să se socotește dividend pe ea sau dobândă. Normal, da. Chiar dacă el a plecat cu ea. Iar băncile știți cum. Deci dacă depui un fond, îți dă o dobândă pe 6 luni sau pe un an de zile, dacă ai scos ceva din ei, ți-ai pierdut dobânda. De asta și sistemele sunt puțin diferite, pentru că eu cred că succesul la CRE-urilor noastre anume sunt în alte servicii. Pentru că, iată, puneți-vă cum e situația asociațiilor noastre, dacă noi nu avem alte servicii decât acordarea de împrumuturi, atunci care e sensul el să mai depună o cotizație? Pentru că dacă lui nu-i trebuie împrumut, el nu vede pentru ce s-o depună. Dar dacă aveți multe alte servicii și el le obține mult mai ieftin, atunci, într-adevăr, există o logică. În cazul nostru, la noi sunt doar financiare și atunci dacă el primește nu la finele anului, dacă se obține profit, dividend, el primește trimestrial sau lunar, în dependență de contractul lui, dobândă. Și el o primește mai bună decât la bănci. Ea este mult mai bună. Nu că mult, dar este mai bună. Și el înțelege foarte bine că cui se dau împrumuturile, el vede cui se dau. Se dau tot oamenilor care tot e vecinul meu. Deci nu ca băncile. Știi, nu știu, chiar acum în țara noastră sunt chiar niște probleme, pentru că în sistem bancar, dacă având în vedere că îi dau la toată țara, indiferent la populație, ne-am trezit cu faptul că multe bănci au dat niște împrumuturi în niște zone offshore. Deci sunt evident că noi ca depunători mici nici nu știam că banii noștri au ajuns tocmai în offshore-uri. În Cipru undeva, da. În cazul asociațiilor asta se exclude. Deci ei pot dau împrumuturi tot la... Și eu văd, și eu am încredere în faptul că eu știu că cine este administratorul, văd toată ziua, îl cunosc, plus eu văd că el dă la un vecin de meu care eu știu cu ce se ocupă și el. Și de aici reiesă totul. Deci avantajul la noi... Cota de membru se consideră foarte mică, în comparație, și să vă dau un exemplu. Deci dacă cota de membru este de 100 de lei, da, asta în lei românești e... 20, da. Dar poate să iau împrumut, asta e chiar aș spune cel puțin, da, la 10.000 de lei. Deci diferența cu cât mai mult el poate lua. Și pentru noi cota asta nu este... Deci ea, oricum, spunem așa, e un fel de... nici nu pot spun pentru că e nimic în comparație cu ce datorii el potențial are. Și de ce noi avem cu depozite bancare? Deci noi atragem prin depuneri de economii, asta nu cred că intră în esență. Iată, de exemplu, asta își arată specializarea asociațiilor noastre deci total activele unei asociații de economii și împrumut. Deci 85%, 90% sunt împrumuturile acordate. Deci alte servicii nu există. Iată, cu roșu vedeți împrumuturile și cu albastru sunt activele. Deci iată, în 2014 activele asociației au fost de 483.000 de lei. Milioane. Poftim? 400 milioane. Îmi cer scuze, milioane de lei, da. În prezent, în 2015, la jumătate de an, deja erau peste 500 de milioane. Așa e și la noi. Tot așa, raportul acesta între active și creditare. A, păi până la urmă totuși aveți destul de mult creditare, înseamnă. Da, sigur. Mi s-a creat impresia că mai mult sunteți orientat pe alte servicii decât creditare. Domnul Gare menționa că omul vine de 4 ori pe lună pentru alte servicii. A, însă și accesibil, am înțeles. Dar ca valori absolute îți primește că mai mult aveți din acordare din promotor. Deci, între fondurile existente la un CARP, și împrumuturi este în favoarea fondurilor. Deci fondurile sunt mai mari întotdeauna decât sumele credite. Împrumuturi, e și logic, da. Iată, la noi împrumuturile sunt acordate prioritar în agricultură, mai undeva la 50% sunt în agricultură. Separarea asta acum care este scrisă cu roșu, este scrie că este imobil,
stați să găsesc, e ca, de, a, pentru consum este cu verde partea aceea, dar de fapt e destul de complicat să categorizezi împrumutul și de asta statistica este cam brută, aș spune eu, pentru că când iai un împrumut e greu să-i spui, bine, eu, deci omul spune că e greu să-l categorizezi, el e pentru consum sau el e pentru agricultură, de exemplu. Eu până la urmă iau și o parte, de exemplu, investesc în semințe, de alta fac o nuntă la fica mea, spre exemplu. Și separarea asta destul de brută, eu aș spune, deci în mod normal ei de obicei investesc în agricultură pentru că ei sunt de zone rurale. Plus sunt și de consum, într-adevăr, pentru o nuntă, pentru mormântare, pentru... Asociația noastră tot creează fonduri cu o destinație specială, că recent am avut discuții cu domnul Trocin și cu o doamnă de la un domn de la o asociație care creează un fond pentru asigurare în caz de deces, de exemplu, sau un incendiu în caz. Deci noi tot putem, asociațiile noastre tot pot crea speciale. Știu că există, deci adunarea generală până la urmă decide. Și ei profitul pe care îl obțin pot să-l creeze în fonduri speciale. Important ei să se conformeze normativelor noastre prudențiale. Bine, asta a fost așa, pe scurt, ceea ce ne ocupăm noi, iată, poate acuși vă arăt, chiar a menționat Victor despre pagina noastră web, este cnpf.md, o vedeți acolo sus, Comisia Națională a Pieței Financiare .md și noi avem la, iată, în partea stângă sunt baza normativă, iată aici, dacă ne ducem până jos, având în vedere că Comisia Națională a Pieței Financiare supraveghează nu doar piața asociațiilor de economii și împrumut, dar și asigurărilor și a valorilor piața de capital, de asta ea este separată, deci vedeți actele în domeniul valorilor imobiliare, deci ne ducem până jos, asigurări și iată aici ține de microfinanțare și iată aici urmează să le regăsiți, nu, deci sunt cam cumulate și cu alte sectoare care noi le supraveghem, doar trebuie să găsiți unde ține de asociații de economii și împrumut, aici noi le plasăm pe toate, deci uitați-vă, deci câți, dar mai sunt și alte sectoare, în baza cărora noi facem, un control și o inspecție noi facem în jur la o dată la 3 ani, la o asociație de categorie B. La asociație de categorie A mai mult este un fel de monitorizare și inspecție din oficiu. Deci, baza rapoartelor financiare. În baza datelor financiare care le prezintă, asociațiile prezintă de categorie B rapoarte lunar, de categoria A prezintă trimestrial. Deci noi se prezintă electronic, există cerințe față de asociații de categorie B, computerizate, pentru că raportul are o formă specializată care conține bilanț contabil, raport profit și pierderi, fluxul de capital, deci există mai multe specializate rapoarte financiare, care manual este destul de complicat de a fi întocmite și de aceea potrivit legislației urmează de ține un soft specializat pentru a putea întocmi și a fi totul computerizat. Pentru că ajungem la faptul că sunt peste 500 de membri, de exemplu, 1000 de membri și evidența la fiecare membru și cu împrumuturi, depuneri, care este foarte complicată și atunci fără soft, în mod normal, nici nu ai fi în stare să duci evidența corectă și inclusiv conformarea la toate normativele noastre pe care noi le avem. Bine, asta eu vă spun în linii generale, dacă mai aveți întrebări, poate dumneavoastră ați vrut, da, dar chiar vă rog frumos. Noi, Consiliul Director de la Iași, eu am aici doi membri din Consiliu, domnul Toader Gheorghe, care este jurist, Preutescu Lucia este profesor și domnul Zbanț Cornel, care este mâna mea dreaptă la CEARE, se ocupă de investiții și de tot, ca să zicem așa, un fel de administrator. El știe tot. El știe tot, el este mâna mea dreaptă. Fiecare consiliu director are o anumită strategie pentru membrii lor. Se pare că în alte zone primează partea tehnică mai mult. La noi, Moldova, știm cu toții că noi suntem mai sentimentali moldoveni, mai duioși. Mioritici. Mai mioritici. Consiliul nostru director a pornit de la următoarea premisă. În viața pensionarilor sunt trei etape. Prima etapă este acea etapă când sunt pensionați, sunt rupți de activitate și intervine ceva în sufletul lor, în inima lor, sunt marginalizați, nu mai au contact cu colegii, sunt separați, într-un fel.
A doua etapă este atunci când copiilor se căsătoresc și pleacă de acasă, fiecare sunt cu problemele lor, devin și ei, au și ei o familie, au copii, că se mai ajută cu bunicii, dar nu sunt vizitați la fel de des. Fiecare consideră că bucățica lui e mai importantă și mama și tata mai rămân pe planul 2. Dar cea mai mare tragedie este atunci când îți pleacă jumătatea în cer și rămâi singur. Aici este impactul și aici este tragedia practica pensionarilor. Bani nu ai, că pensia e mică, n-ai cu cine să te ajuți, n-ai cu cine să... O zi de asta întreagă nu te poți uita numai la televizor și atunci intervin tot felul de gânduri și strategia Consiliului Director de la Iași s-a gândit. Adică strategia a fost următoarea: să facem un centru sociomedical ca să îi atragem pe pensionari sau cum s-ar zice un centru de zi, dar este prea sofisticat să spunem centru de zi, un centru sociomedical unde ei să-și petreacă timpul liber, să beneficieze și de cabinet medical, dar să beneficieze, de ce nu, de un masaj, de ce nu de o sală de gimnastică cu kinetoterapie, electroterapie. Am făcut, vă poftim la noi să vedeți ce am reușit să facem. Am făcut un teren de sport, ei trebuie să alerge, ei sunt ridiculizați pe stradă, știm cu toții, dar dacă fac parte dintr-un grup, este foarte bine și atunci ei sunt protejați. Au o sală de club cu bibliotecă, unde joacă remi, șah și alte jocuri. Facem concursuri între CEAR-uri pe această temă. Doamnele pot să socializeze făcând lucruri, căciulițe, ciorăpei pe care urmează să le vindem și banii ajutăm alte persoane în nevoi. Sala, clubul pe care îl avem poate fi destinat petrecerii zilei de naștere, pentru că la bloc este foarte înghesuit, sau de ce nu să avem o dată pe săptămână seri de dans. Știm cu toții că moldovenilor le place dansul, știm și petrecerea. Și atunci de ce nu? Și afară am organizat două parcuri, mini-parcuri. Unul din ele este destinat a monta aparate de fitness în aer liber, iar celălalt, pe perioada verii, să cei care joacă, să joace în aer liber, și remi și alte jocuri, sau de ce nu un ping-pong la masă, în afară de terenul de sport. Deci cam la așa ceva ne-am gândit noi la servicii. Deci vă spun, fiecare are felul lui de a acorda servicii și felul lui, depinde de zonă, depinde de foarte multe lucruri. Noi organizăm seri de dans cu câte 300 de membri la restaurant, pentru că abia acum am achiziționat spațiu, este de 400 de metri pătrați, clădirea pe care am achiziționat-o, și terenul este de 2600 de metri pătrați. Vreau să vă spun că banii membrilor stau la bancă cu 0,25% la cec. De ce să nu investim? Deci investiția se amortizează, știe toată lumea. De ce să stăm cu banii cu 0,25% și să nu facem ceva de care să beneficieze toată lumea? Deci cam asta este strategia Consiliului Director. Și întrajutorarea reciprocă care este. Toate acestea care le-ați enumerat le-ați făcut doar din cotizațiile care le-ați adunat? Nu, din excedent. Din profitul care este de la drumul. Dar profitul de unde l-ați obținut? Dobânzi. De la împrumuturi. De la împrumuturi. Taxe de înscriere, sponsorizări, dar astea sunt foarte puține. Deci, în general, dobânda. Dobânda de la bancă, care și aia 0,25% este impozitată cu 16% de stat,
Deci la aia 0,25 mai dăm 16, adunată 16% se duce la stat. A fost suficient pentru a cumpăra o clădire? Da? A fost suficient. Deci în timp se adună. Și banii tu din creditare care se depune? 5, 6, 7, 10. Dar care este valoarea cotizației? Sunt niște reguli. Ca să fii cotizant, trebuie să ai 1% din pensie și 3 sau 4 lei este ajutorul de deces. De ajutor reciproc, dar să are un specific. Problema asta care v-a arătat-o dânsa cu centrul de zi, o să o vedeți pe film, că noi am filmat totul, când au venit belgienii și au vizitat într-o după-amiază acest centru de zi. Chiar dacă să avem o ocazie, chiar interesant de văzut. V-am spus, fiecare zonă are specificul ei. La noi, în Moldova, datorită faptului că dobânda la cec este atât de mică și cineva se duce la bancă și depune un milion și pentru peste un an ia mai puțin de un milion de la bancă, pentru ei este ceva de neînțeles. Ei știu că trebuie să depună banii undeva și să obțină ceva. Pentru siguranță, ei vin și depun banii la noi. Deci, pur și simplu, n-au nevoie de nimic, nu ne întreabă... Poate să-i retragă oricând, dar ei știu că sunt în siguranță banii. Sunt în siguranță banii la ce are. Nimeni nu fuge cu banii. Deci nu s-a întâmplat în istoria casei de ajutor reciproc ca să se desfințeze o casă și să rămână pensionare fără bani. Dar dacă decedează omul... Dăm ajutor de deces, care este aproape de 3 ori mai mult decât depune dânsul. Avem cotă parte pentru biletul de odihnă și tratament. Pentru medicamente, ajutoare nerambursabile. Medicamente, ochelari. Îmi cer scuze, dar cum împărțiți sumele date? Cum le împărțiți, cui trebuie, cine are nevoie? Știți că de obicei toți pensionarii au nevoie. Deci stabilim niște cote de pensii. Deci de la 0 la 650 le dăm în funcție de vechime. 30, 40 sau 50 de lei. Asta este o categorie. De la 650 la 800 le dăm. Medicamente, ochelari, ajutor de medicamente, ochelari, peste 800 și chiar la toți membrii, cota asta parte din biletul de tratament, toți au dreptul la ajutor. Și dacă toți vin și doresc, de exemplu, ochelari, da? La toți sunteți în stare, de exemplu... Da. În funcție de pensie. Dar nu se întâmplă așa ceva, în funcție ca să de vină odată 1000 de oameni sau 500 să-și repare deci ochelari. Deci nici toți odată nu mor. Acest excedent, deci venitul minim cheltuiel, se numește acel excedent care nu este impozabil și care poate fi distribuit pe investiții sau poate Consiliul Director să aprobe o rearanjare a bugetului și atunci o parte din bani se duc pe ajutoare și dăm mai multe ajutoare consistente, deci noi dăm ajutor pentru boli cronice, pentru cancer, 2-3 milioane, pentru boli incurabile, dăm pentru caz de incendiu sau calamități naturale, tot așa, sume mari. Deci, membrii de la CRU din Iași pot să beneficieze de aceleași servicii de la CRU din... cu toate că nu este membru la București? Da. Fiecare cu alu. El trebuie să devină membru și depună cotizația. Legea spune clar că un pensionar nu poate fi membru a două case de ajutor reciproc. Detalii despre toate acestea, că noi avem pe Omenia TV, o să vă ia timp, dar vreo 30 la 50 de case de ajutor reciproc sunt filmulețe cu toate amănuntele astea, cum e cu centru de zi la dânsii, da, cum este la Hunedoara. Sau excursii, facem excursii în care... Da, avem și un DVD acolo. Jumătate din transport este suportat de noi, de casa de ajutor. Deci îi ducem în excursii, în oameni care n-au fost niciodată, n-au ieșit din Iași. Noi, colegul meu, dacă îmi permiteți, am adus și noi câte... Avem aici un manual în care sunt prinse cam tot ce facem noi. Dacă o să aveți... Chiar cu mult plăcere. Chiar vă rog că e foarte interesant. Să știți că fiecare ceare are altceva. Sunt ceareuri care au fabricuțe de mobilă. Pentru că în zona aceea așa au simțit ei. Da. Sau fac sicrie. Sunt tot felul de chestii specifice zonei.
Mâini de mânarice, pictură, da. coruri. Dansuri. Da. Eu mă închipă câte bucurie. La noi, într-adevăr, nu sunt uniți. Și eu vă spun în practica noastră, vă spun eu, iată chiar unde locuiesc eu, cât de mult eu înțeleg acum că pensionarii au nevoie de cineva să-i unească pe dânsii, pentru că, nu știu, cineva, o doamnă aduce, o, spunem așa, lactate din casă, de undeva și cu toate că le aduce la același preț care sunt și în magazin, vreo 40 de pensionari, cu o oră înainte ca doamna să vină, se adună, nu pentru ca să cumpere, pentru că ei stau între dânsi și discută. Cum spuneți dumneavoastră, lor le lipsește asta, că probleme se discute, n-au ce face și nimeni nu-i organizează în felul dat. Și într-adevăr faceți un lucru foarte interesant. Spațiul pe care l-am avut a fost dotat cu bucătărie, cu cuptor, aragaz, frigorifice, frigidere, veselă, fețe de masă, tot ce trebuie pentru circa 50 de perechi. Pensia medie care este al dumneavoastră? Sunt 5,3 milioane de pensionari în România. 5,2 salariați. 5,2 milioane. Deci raportul între pensionari și salariați, mai mulți pensionari sunt decât salariați. Din cei 5,3 milioane, 2 milioane 300 de pensionari au pensie sub 800 de lei. 800 de lei înseamnă 181 de euro. Cu 181 de euro în România se moare de foame. Deci nu se poate descurca ăla care are pensie cu 800, nu mai vorbesc de 600, să trăiască. Ei spun, zice, domne, dacă n-aș fi la Casa de Ajutor Reciproc, că Iași, că-i Hunedoara, că-i București, zice, eu aș muri. Nu vă mai spun de ce spuneați dumneavoastră, vin să socializeze, să stea de vorbă, au bănci acolo de stat, de discuții și așa mai departe, își petrece timpul, participă la activitățile acestea de voluntariat, învață engleza. Calculatorul. Să poată să acceseze copiii din străinătate. Da. Deci sunt la noi membrii care viața lor este clubul, în sensul că n-au pe nimeni acasă, copiii sunt plecați și vin la club zi de zi. Asta e viața lor. Sincer să vă spun, pentru noi 181 de euro undeva la în jur la 4.000 de lei, asta e foarte mult pentru noi. Pentru noi. Da. Eu vă spun, de exemplu, mediu, nu știu, un pensionar primește la 1.000 de lei, dacă așa, asta e 4.000, asta e un salariu cât are aici cineva, un funcționar, spunem. Mediu, așa, în jur la 4.000. Asta e exact tot salariul. Pensionarii din România, dar și mai rău de pensionarii din Moldova. Asta e realitatea. Da. Tristă, din păcate, da. Vă mulțumim frumos. Chiar a fost o informație foarte interesantă. Pentru noi este ceva chiar nou. Chiar nu am așteptat ca să aflu așa detalii multe care înțelegi că sunt lucruri diferite, dar ceea ce nu înseamnă că nu ar încurca și la noi să existe în general. Vă mulțumim foarte mult. Chiar trebuie să ne punem pe gânduri că poate ar fi cazul să facem ceva de astfel de gen. Vă așteptăm oricând aveți nevoie. Orice informație aveți nevoie să vă ajutăm, vă clarificăm, vă dăm explicații de rigoare. Nu ezitați să ne contactați, cel puțin cei care acum sunt prezenți, cu siguranță că vă ajutăm cu plăcere. Și vă mulțumim, sperăm că aveți încă o zi încă și mai interesantă mai departe. Da, și mai veniți, cu orice ocazie, mai veniți la noi aici.